Copilul se naște sănătos. Și genial. Ca să înțelegi trăștii neurologii sau să iei de la copilul mic. Și asta e o minune, da? Pentru copilul se naște fără a putea face nimic. Copilul nu renunță. Pentru că el are niște reflexii basic. Deci copilul a căzut în fund, s-a ridicat sub mai departe. El face de 100 de ori același lucru până el merge. Deosebire de adulți. Toate astea vin din niște reflexe care au fost cumva diluate sau modificate? Sau incorrect procesate. Sau a fost o experiență negativă și automat organismul nostru, încercând să păstreze echilibru, fuge de această experiență negativă. Putem să începem, nu? Neața. Neața. Sau bună ziua, sau bună seara, oricum. Așa. Te știu de ceva vreme. Ești Orest, așa îți spun eu, doctor Orest Bolbocean pentru aproape toți pacienții tăi. Am idee că lumea îți mai spune și în alte feluri. Cel puțin doctorul de oase. Una din variante. Și? Mai, ar mai fi și altele? Nu. Domn doctor. Domnul doctor? Domnul doctor care face minuni, corect? Da. Așa. Nu prea îmi place varianta, dar e ok. Ești modest? Nu sunt modest. Minunile au o bază neurologică, origine. Și atunci, minunea asta e ca la magie. Nu știi cum a făcut magia, dar ca principiu vezi de rezultat. Am tot auzit la tine vorba asta, nu este magie, este doar neurologie. Și poți să-mi spui un caz, un context în care pacientul a simțit că ai făcut magie, adică o afecțiune care practic nu ar fi avut nevoie de atenția unui neurolog, așa cum ești tu, medic neurolog, ci poate de cu totul alt specialist și la tine pacientul a avut rezultate și s-a și vindecat. E diferită abordarea, pentru că neurologia mă ajută să înțeleg ce se întâmplă. Iar în momentul în care există o disfuncție sau ceva nu merge corect, îmi pot da seama, poate să fie domeniul neurologiei, poate să fie de orice domeniu, domeniul RL sau domeniul, nu știu, tulburări neurovegetative sau orice, hai să formulez altfel. Eu n-aș spune că lumea vine neapărat la mine pentru că sunt medic neurolog. Pentru că eu am crescut un pic în altă parte și am rezultate pe care le-am avut un pic erau în toate sferele, inclusiv neurologie. De asta mulți mă sună, îmi trimit investigații sau îmi dau diverse întrebări. Uite, are asta, ai putea tu să-l ajuți, toate că știu că nu ține de tine. Și atunci, în multe situații da, în multe situații nu. Dar cel puțin e, când văd un caz provocator care potențial din descriere poate să scoată ceva și înțeleg că teoretic pot să-l ajut, atunci îl iau și îl văd. Dacă ne-am gândit că informația stă într-un cloud deasupra, într-un norișor, și tu iei din acel cloud informații tocmai pentru a înțelege problema unui pacient, din ce domenii accesezi informația? Mai exact, care sunt domeniile medicale în afară de neurologie care au fost în preajma ta sau care prezintă interes pentru tine? Eu tratez persoana, nu tratez boală sau nu pretind că pot să fac vindecare ca principiu, pentru că pe noi la facultatea de medicină ne învață în primii 6 ani cum să identificăm problema și care este specialistul cel mai bun la care să-l poate rezolva problema respectivă. Plus ne ajută să vedem dacă este problema acută urgentă sau mai poate aștepta sau este doar un cumul de simptome care nu au o manifestare obiectivă. Adică e subiectiv ceea ce povestești pacient. Da? Cum era Dr. House, da? Everybody lies. Pe de o parte, dar din toată discuția cu pacientul, tu poți extrage ce este real,
cam care ar fi cauzurile, cum ar trebui să-l diagnostichez sau la ce investigație să-l trimiți și cum ai putea să rezolvi problema în final. Hai să începem altfel. Câți din familia ta nu sunt medici? Unu. Tata este inginer. Și cum ceea ce faci tu nu-i un pic de inginerie? Ba da. Păi la, în esență, la bază trebuie să ai matematică. Ca să poți să filtrezi informația și să scoți concluziile cele mai plauzibile care se duc la un rezultat. Și mama? Mama e medic homeopat. Acum e medic homeopat, la bază e medic de terapie generală sau medicină de familie, cum era înainte. Iar acum e homeopat. Mătușa mea e medic terapie manuală. Neurolog, medic terapie manuală. În România? Nu, în Rusia. E mai departe. Un pic mai departe? Da, un pic mai departe. Oricum nu e foarte departe, sunt două ore cu avionul. Probleme foarte mari. Și dintre... Și mai sunt medici la tine în familie? Da. Bunica a fost psihiatru. Bunica tot a fost... A început medicina, dar din considerente familiale a trecut în asistent medical. Și care din cei trei, să spunem, pentru că sunt adulții din viața ta de copil, a fost cel care te-a impresionat cel mai mult și te-a... Să zicem, poate ți-a venit ideea să te faci, să urmezi o specializare. De medic? Da. A fost o decizie colectivă care nu m-a implicat pe mine, pentru că nu înțelegeam, oricum eram prea mic să înțeleg ce înseamnă asta. Abia după anul 3-4, în facultate am început să înțeleg ce înseamnă medicină. Până atunci eram așa, ca orice student. Îți place ceea ce faci sau iubești ceea ce faci? Ambele. Îmi place pentru că am rezultate, iubesc pentru că reușesc să ajut. De multe ori, plus că e provocare, de multe ori sunt cazuri care vin și spun că am fost la unul, la doilea, la treilea, nu m-a ajutat sau ăsta trebuie operat sau trebuie făcut ceva și reușim să combatem cumva concluziile interioare. Asta e un pic de ego. Dar fiecare medic este cu ego-ul sus. Dacă îl ajută să devină din ce în ce mai performant până la... Îl ajută să nu facă greșeli. Pentru că în momentul în care tu nu ai încredere în tine, încredere bine, bazată pe cunoștință, pe fapte și pe rezultate, orice neîncredere duce la erori. Și atunci, cei mai buni medici sunt, dacă luăm chirurgi, sunt chirurgi de 40 de ani. Pentru că ei au reușit la vârsta asta să adune suficientă experiență, dar în același timp nu s-au plictisit încă de profesie. Și cei mai buni neurologi la ce vârstă? Cei mai buni, păi dacă mă adun, cam tot 40 de ani, pentru că dacă calculez facultatea medicină, plus rezidențiatul, plus încă 5 ani că trebuie să, până ajungi la primariat, cam la, ca medic primar, atunci e o vârstă bună. Deci tu ești un pic în vârf acum. Eu sunt la potențialul meu maxim. Și acum e o întrebare pe care n-ar vrea să o înregistrez, că nu o să o dăm nicăieri. Cât o să stai aici, din punctul tău de vedere? În maxim? Da. E doar o curiozitate. 10-15 ani. Bine. Mai mult mai cum. Pentru că după 50 deja trebuie să te folosești de cunoștințele pe care le ai și atunci expertiza ta mentală este mult mai importantă decât ceea ce faci tu fizic. Este o vorbă care spune creierul le face, creierul le desface. Da, de acord. E valabil și în cazul bolilor? Super valabil. De asta e frumoasă neurologie. Pentru că, în esență, dacă ne gândim...
disfuncția sau tulburarea funcției, care în final se traduce prin leziuni organice, fie de la banală durere la nivelul unui ligament până la boli autoimune, totul e dictat de neurologie. Și toată lumea, și e explicat de asta, și toată lumea încearcă să influențeze, în primul rând să diagnosticheze mai precoce diverse boli. Pe de altă parte, încearcă să influențeze tot mecanismul neurologic, fie că este secreția de hormoni, fie este problemele mecanice, influențând creierul. Și atunci te pui ca un roboțel acolo, încerci să-l, un nanorobot, să-l pui în sistem ca el să facă ceva. Ca să înțeleg mai bine, ce boală în discursul tău, disfuncție sau afecțiune, poate fi generată? Adică, care sunt cele mai frecvente afecțiuni cu care tu te întâlnești în cabinet și care au o bază neurologică, declanșată, în afară de toate? Am nevoie de niște exemple aici. Bine, specific este că noi ne ocupăm în mare parte de probleme musculoscheletice, adică dureri de umeri, coloană, hernii de disc, articulații, genunchi. Astea sunt disfuncțiile care aduc pacientul, cam în 90% din cazuri. Undeva 10% vin cu afecțiuni care nu țin neapărat de neurologie. Știi care e paradoxul? Că nu ai cum să le împarți. Pentru cardiologul, problemele cardiologice în esență apar iarăși de la tulburare la nivelul fie presiunii sângelui, fie la nivelul inimii. Da. Inima este mușchi. Mușchi respectiv, ceva se întâmplă cu el. În esență, orice s-ar întâmpla cu el este dictat de modificări neurologice la nivelul nervului, la nivelul vasului, la nivelul oricărei structuri, care rețeaua de nervi este cea mai răspândită la nivelul corpului. Pentru corpul nostru știe ce se întâmplă cu el. Și în momentul în care știe ce se întâmplă, încearcă să-l influențeze. De asta și o banală gastrită tot are subtext neurologic. Sau o banală întorsă tot are substrat neurologic. Pentru că o persoană, să zicem 10 persoane care merg pe gheață, da, iarna, da, doar una cade și face o întors. De ce nu au căzut celelalte 10 sau celelalte 100? De ce nu au căzut? Pentru că corpul nu controlează o anumită parte a lui. Sau controlează deficitar, sau nu reușește să angreneze celelalte resurse, mușchi, ligamente, care să evite această cădere. Și sau să facă ca această cădere să nu se rezulte în întors. Și faptul că nu există control din partea corpului, e o chestiune cu care ne-am născut sau este urmarea unui, are o urmare, are ok, înțeleg cauza neurologică, dar de unde vine? E ceva ce am dobândit? Ceva ce am dobândit. Și cum putem dobândi? Bine, redobândi. De fapt, întrebarea este cum ajungem la aceste disfuncții? E un șoc, are legătură cu un șoc, are legătură cu ceva ce am trăit? Acea persoană care cade pe gheață și care nu-și poate controla corpul, undeva în spatele, în istoricul vieții ei, poate de la 0 ani, începând cu 0 ani, a apărut ceva. Care ar putea fi cauzele? Viața. Ceea ce trăim? Ceea ce experimentăm, traumatismele care ne confruntăm, experiența de viață prin care trecem atât fizic cât și mentală, emoțională și la nivel de alimentație, toate au influență. Copilul se naște sănătos. Și genial. E greu de apreciat. Pentru că criteriul de geniu l-am pus tot noi. Nu știm care e geniu. Poate să ai bun geniu, să aibă un IQ de 185 și el să fie un introvert care nu iese din casă.
și nu poate face nimic, în afară să... Ai un IQ de 185. Da. Sau să aibă un geniu într-un anumit domeniu, vede o imagine și o poate reproduce, dar geniu ăsta e chestie relativă. Oricum copilul e geniu, pentru că el... Frumusețea este că el, creierul nostru, colege informații. Și cât mai multe informații el colege, cu atât mai bine poate cataloga, cu atât mai bine poate face legături și face legăturile acestei neuronale. Și atunci când se întâlnește cu un fenomen similar, el deja știe că a trecut prin el, știe cum a reacționat, a fost bine, nu a fost bine, și după aia fie se apropie de fenomenul ăsta, fie fugi. Dacă e să ne întoarcem la metafora sau la exemplu cu 10 oameni merg pe gheață sau 100 de oameni merg pe gheață, unul cade și suferă o întorsă și ce mai suferă? Persoana care a căzut are un trecut diferit de persoanele care n-au căzut? Da. Știu că nu ești de acord cu catalogarea emoțiilor negative și emoțiilor pozitive, dar dacă ar fi să luăm asta ca premisă, persoana care a căzut a avut un trecut în care a fost afectat mai mult negativ decât pozitiv? Da. Și-a consumat resursele propriului corp, care nu au fost suficiente la momentul potrivit să se implice ca să-l salveze pe el de această întors. Deci, practic, reflexele i-au fost afectate sau deturnate sau diluate? Exact. Sau n-a fost corect procesat. Și ce se poate întâmpla în viața de adult cu astfel de persoană? Orice. Orice rău? Da, de bine nu-i. Eram în Rusia la un curs. Unul din profesori a spus așa, o frază pe care a spus-o unul din cursanții lui. Eu vreau să fiu masior, nu aparat de masaj. Adică nu doar să fac masaj la mușchi, dar vreau să înțeleg de ce mușchi respectiv e contractat și de ce alți mușchi sunt relaxați și de ce, chiar dacă eu transpir asupra pacientului, el nu se simte mai bine sau mușchii revin la contractură. Iar asta a fost și întotdeauna miza și interesul meu, să înțeleg de ce. Iar de ce eu, ca să înțeleg trebuie să neurologie sau să iei de la copilul mic. De ce copilul mic? Și asta e o minune, da? Pentru copilul se naște fără a putea face nimic. Și el treptat are niște reflexe la nivelul lui, care în inițial îl fac să ridice capul, ulterior îl fac să întoarcă în pat, ulterior îl fac să meargă de bușele, ulterior ridică în picioare. Da? Copilul nu renunță, pentru că el are niște reflexe basic, da? Cu care crește, care sunt înglobate în, hai spunem, biosul lui. Da, așa nostru. Da. Și dacă ai observat, ei nu prea au leziuni sau foarte ușor ies din lovituri, spre deosebire de adulți. Deci copilul căzut în fund s-a ridicat sus mai departe. El face de 100 de ori același lucru până el merge. Da. Iar noi ca adulți, în momentul în care am căzut într-o anumit zona corpului, nu ne ridicăm așa ușor. Pentru că măsura dezvoltării, noi devenim un pic mai rigizi, pe de-o parte. De altă parte, toți factorii ăștia ne influențează. Adică reflexele pe care le formăm noi și care ne ajută să ne mergem de la varianta de a pur și simplu deschide ochii până la varianta a merge în picioare, ele rămân tot de bază. Iar ce construim noi mai departe, depinde de noi. Și depinde în ce direcție o luăm. La fel putem construi emoții mentale, adică reacții mentale sau emoționale. Adică dacă îl înveți pe un copil să cânte la vioară de la vârstă fragedă, el va avea sigur mai mult experiență și va cânta o melodie mult mai frumoasă la o vârstă mai adolescent sau adult. Adică dacă avem grijă de emoțiile noastre bune, da, care ne aduc o stare de bine, vom putea să masterizăm asta când o să fim adulți. Da. Exact. E ca o melodie, poți să te joci. Și îți dai seama în momentul în care este, nu știu, o melodie la pian, îți dai seama la nivel de feeling dacă este ok sau dacă el greșește notele.
Și noi nu ne dăm seama la nivelul corpului nostru dacă el este ok sau dacă noi un pic șchiopătăm, noi un pic suntem deviați într-o parte sau noi un pic ceva nu avem, hai să spunem, postură corect. Sau postură cum am vrea noi, nu corect. Deci să înțeleg că o postură de care nu suntem mulțumiți, o durere de genunchi, poate un număr mai ridicat, durerile de cap, insomniile sau stările de somnolență, toate astea vin din niște reflexe care au fost cumva diluate sau modificate? Sau incorrect procesate. Sau n-au găsit sau a fost o experiență negativă și automat organismul nostru, încercând să păstreze echilibru, fuge de această experiență negativă. Hai să luăm și un exemplu. Avem un copil. Așa. Nu, hai să o luăm altfel. Avem un adult. Ok. Ce să-i facem? Hai să mă iau pe mine. Okay. Că eu am fost la tine. La un moment dat nu mă mai puteam concentra. Așa am ajuns, ții minte. Și nu puteam să mai fac nici măcar task-uri de bază. Nu eram nici foarte mulțumită de calitatea somnului. Și am ajuns la o clinică de recuperare medicală. Da. Ok. Lumea mi-a recomandat terapie sau somn sau vitamine, poftim. Și când vezi un asemenea pacient, cum începi? Eu vreau să-i văd starea globală. În primul rând, dacă el poate să facă o acțiune minimă, în al doilea rând sunt semne care le-ai menționat și tu. Da? Pentru că în momentul în care ai insomnie, nu te poți concentra, ai poftă de dulce, ai somnolență la amiază, ai tulburări de memorie, parcă am uitat ceva. Da? Înseamnă că și este undeva o durere, da? În esență durerea respectivă este doar unul din lista asta de simptome. Și dacă tu mi-ai povestit-o, înseamnă că problema nu este la nivel de fizic, este la un alt nivel. Și atunci trebuie să văd și partea mentală pe care mi-ai spus-o, partea emoțională, cum reacționează corpul tău la divers stimuli și ce face fizicul tău, cât este de grav. Și cum faci asta? În câte ședințe? Ca diagnostic, în 5 minute. Ca și terapie, depinde, cam o ședință la 3 săptămâni. În fiecare joi publicăm informații pentru starea de bine.